În această săptămână facem cunoștință cu un om care a pus mereu pe primul loc interesul și bunăstarea celorlalți. Specialist în neonatologie și doctor în medicină, Maria Stamatin și-a petrecut ultimii 30 de ani printre incubatoare și bebeluși abia veniți pe lume, pe care îi veghează și încearcă să-i pună pe picioare. A ales medicina din dorința de a face bine și de a-i ajuta pe alții și nu a regretat niciun moment această alegere. Și-a făcut meseria cu pasiune și devotament, chiar dacă și-a ales un domeniu aproape inexistent în momentul în care a ieșit de pe băncile facultății. Dornică să se perfecționeze, a studiat singură, a urmat cursuri de specializare și a pus bazele neonatologiei în România. Iar acum, sute de mii de familii din întreaga țară îi datorează totul medicului eșean. Medicina nu a fost prima iubire a Mariei Stamatin. La început, visa la o carieră juridică, după exemplul unui unghi care era doctor, dar îndrept. Apoi, în liceu, s-a îndrăgostit de chimie și s-a gândit să urmeze studii în acest domeniu, influențată fiind de o profesoară de excepție. În cele din urmă, însă, a ales să studieze medicina, mai ales că de mică dorea să ajute oamenii. Inițial n-am vrut medicină, inițial am vrut să fac drept, pentru că, mă rog, aveam un exemplu în familie, un unchi de-a meu care era doctor în drept și care era deputat de Partid Național Țărănesc pe vremurile acelea și care a făcut și închisoare comunistă, după care, așa, într-o zi, cred că eram prin clasa 10, am zis, eu aș vrea să fac chimie, pentru că aveam o profesoară de chimie extraordinar de bună, dură și foarte bună, care am învățat chimie organică. Dar eram slabă la matematică și atunci nu am spus, fac medicină. Bine, de copil eram înclinată spre a ajuta, în general, oamenii și a ajuta copiii năcăjiți de la mine, de acolo, de sub poalele Țibleșului, la o altitudine de 1200 de metri de unde am venit eu pe lume acum puțini ani, ca să spunem așa. Și mi s-a imprimat de mic respectul pentru oameni și cu asta am rămas și sunt foarte bucuroasă că până în acest moment încă nu mi-am schimbat atitudinea față de oameni. Am făcut facultatea de pediatrie, deci pe vremea mea era facultatea de medicină generală și facultatea de pediatrie, care s-a desființat ulterior. Am vrut de la început facultatea de pediatrie și sigur neonatologia m-a ales până la urmă pe mine, pentru că, din păcate, după ce am terminat facultatea, noi am făcut 3 ani de stagiatură, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Am făcut în secțiile importante din spitalele din Iași, pediatrie, chirurgie pediatrică, medicină internă, obstetrică, deși eram pediatru. Și sigur, ultima parte am făcut-o la un dispensar rural la Plugari. Acolo am venit prima dată în contact cu medicina de dispensar, că nu se chema medicină de familie. Și sigur că a fost un început nu prea bun, pentru că eu altfel îmi imaginam medicul de dispensar sau medicul de medicină de familie în care oamenii veneau deschiși și își expuneau necazurile. Nu prea s-a întâmplat acest lucru. După terminarea facultății, Maria Stamatin și-a început cariera de medic undeva la țară, într-un dispensar sătesc. Abia în 1988 a ajuns la maternitatea Cuza Vodă din Iași, la secția de nou-născuți. Aici a învățat de una singură cum să trateze și cum să aibă grijă de bebeluși, pentru că la acea vreme disciplina neonatologie era practic inexistentă în România. Apoi a împărtășit și altora cunoștințele acumulate. Mă aduc aminte, am venit în 88 în maternitatea Cuza Vodă. Am făcut și o depresie atunci pentru că nu știam prea multe despre nou-născut. În facultate nu se făcea prea multă neonatologie. Și
erau așa de puține lucruri se făceau față de nou-născut și, în general, se trata nou-născut sau se îngrijea nou-născutul normal. Cel cu patologie, dacă supraviețuia prin puterile lui, era bine, dacă nu, nu, pentru că nu aveam nicio posibilitate de a face ceva. Și țin minte că inclusiv rehidratările care se făceau subcutan, nu? Asistenta nu știa să facă abort venos. M-am apucat, le-am învățat să facă abort venos. Într-un an de zile au reușit. Deci fiecare, și după aceea fiecare asistent a învățat pe altă asistentă și așa mi-am făcut echipa, care este într-adevăr o echipă performantă, cu care chiar mă mândresc și chiar atunci când voi pleca din lumea aceasta, nu o să-mi pară rău, pentru că știu că am lăsat ceva în urma mea. Datorită rezultatelor bune obținute la maternitatea ieșeană, Maria Stamatina a devenit cunoscută în întreaga țară. Așa a ajuns ca, alături de alți colegi, să pună bazele neonatologiei la nivel național. S-a hotărât la un moment dat, prin 98, să se facă disciplina de neonatologie la nivelul universității. Nu aveam de gând să intru în universitate ca și cadru didactic, pentru că simțeam eu că nu-i locul meu acolo, că eu aveam o imagine a unora din foștii mei profesori care însemna cu totul altceva decât aș fi putut eu însemna ca și profesor. Și profesorul Dragoș Dragomir, care la vremea aceea era șef de clinică și mi se pare că era și director și manager de spital, a spus nu. Neonatologia trebuie făcută, de cei ce fac neonatologie, eu nu doresc să vină niciun pediatru ca să facă neonatologie și ai să faci UMF. Domn profesor, eu nu vreau să fac UMF. Ba da, ai să faci. Mă rog, m-a convins. Se vede că a avut încredere în mine și că, într-adevăr, m-a dus pe drumul cel bun, pentru că după aceea am reușit altfel să dezvolt această disciplină. Deci am fondat această disciplină de neonatologie nu numai la nivel de Iași, ci și la nivel național, cu colegele mele din București, din Târgu Mureș, din Timișoara. Și lucrurile au luat-o pe un făgaș bun. Am făcut instruiri în timp cu asociații non-guvernamentale americane și ulterior am plecat noi pentru instruire în America. Maria Stamatina a avut de luptat și pentru a dota secția de neonatologie a spitalului din Iași cu aparatură necesară. În 2000 am gândit noi cum să găsim niște proiecte ca să facem ceva, să facem acest centru de terapie intensivă neonatală. Bătând pe la mai multe uși, elvețienii au spus prezent. Au venit, au evaluat zona, pentru că, de fapt, s-a făcut centru de nivel 3, după aceea trebuia să fie și niște centre de nivel 2 și centrele de nivel 1. Și a spus, gata, facem aici. Așa am început, cred că în 2002, cu instruire inițială în Elveția de medici și asistente, cu infrastructura care a fost din partea Ministerului Sănătății și au fost mulți bani la acea vreme și, sigur, ulterior echipamentele au fost achiziționate de către partea elvețiană, încât în 2004 am deschis acest centru de 65 de paturi, 25 de terapie intensivă și 40 de prematuri. Se pare că în 2017-18 nu este destul. Și conducerea actuală a maternității a înțeles că totuși această secție este o secție care necesită mai mult de paturi și o să ne extindem încă cu vreo 17 paturi, 5 de terapie intensivă și 10 de prematuri.
încât o să fie o secție cea mai mare din țară. După o carieră în care a tratat mii de bolnavi și a salvat sute de vieți, Maria Stamatina a ajuns la o concluzie tristă. În ultima perioadă, medicul se bucură tot mai puțin de respectul și recunoașterea pacienților și, crede doctorul Ieșan, vinovați sunt în primul rând medicii. Din păcate, în timp s-a pierdut respectul pentru medic. Asta este un lucru îngrozitor. Eu, fiind copil de țăran, mă aduc aminte perfect când eram mari de acum și nu aveam niciun fel de boli, eram copii sănătoși, bunica mea chema de fiecare dată medicul la noi când venea în sat, pur și simplu pentru a îi mai spune ce să ne dea de mâncare sau știu eu ce. Și eu chiar o întrebam, bunică, dar ce tot îl chem pe domnul doctor? Era un medic evreu extraordinar. Cred că și de acolo mi se trage. Zice, păi, că, sigur, nu trebuie să știu și eu ce mâncare să vă fac mai încolo. Deci era un alt respect față de medic. Și țăranul din Ardeal, și acum am observat acest lucru, are respect față de medic. Unde credeți că s-a pierdut legătura aceasta între pacient și medic? Cred că s-a pierdut undeva pe drum și probabil avem și noi o vină, noi medicii, care la fel nu ne respectăm pacienții. Eu mereu le spun și studenților și rezidenților că trebuie să ne respectăm pacienții indiferent de condițiile lor sociale. Aici este foarte important, pentru că trebuie să înțelegem ca și oameni care am terminat medicina, că și țăranul de la, nu știu unde, de la Plugari sau de la Dolhești, m-am plimbat puțin prin comunele din județul Iași, are nevoie de medic. Eu știu că de fiecare dată unde am fost, am făcut ceva, pentru că nu-mi plăcea să nu fac nimic. De exemplu, după ce s-a terminat cu stagiatura, am luat dispensarul din Dolhești, în care nu fusese medic de ani de zile. Mi-am renovat dispensarul, am renovat casa medicului, era o casa medicului, am avut și o primăriță care a înțeles aceste lucruri și m-am apucat să vaccinez oamenii în masă, pentru că nu erau vaccinați copiii în masă și erau și din pături sociale precare, dar asta nu m-a făcut să dau înapoi și să nu merg în casele lor și să nu stau de vorbă cu ei și să le spun așa câte ceva, cum trebuie să ne spălăm, cum trebuie să ne îngrijim copiii. Și în timp am câștigat simpatia acestor oameni, că atunci când am plecat după un an de zile, într-un alt dispensar, bineînțeles, tot din județul Iași, care era mai aproape la Țigănaș, lumea aceea a plâns după mine și am rămas, și acum aș trimit copiii care erau copii atunci să mă roage să intervin să nască la noi. Deci există un lucru pe care noi trebuie să-l învățăm, că trebuie să ne respectăm pacienții. De aici zic eu că vine toată problema care, pe care, mă rog, faptul că s-a rupt această legătură între medic și pacient. Eu mă aduc aminte că noi, ca și studenți, făceam stagii în dispensare urbane și eu am făcut în anul 2, cred că într-un dispensar urban din Tătăraș, unde era tot așa un medic evreu, de la care am învățat ce înseamnă să vorbești cu pacientul, cât trebuie să-i acorzi pacientului. Medicul care face medicină între două autobuse sau două trenuri, n-are cum să-și câștige respectul față de pacientul respectiv. Cât privește provocările actuale în domeniul neonatologiei, mortalitatea infantilă reprezintă principala problemă cu care se confruntă medicii, mai ales că România ocupă unul dintre primele locuri în Europa când vine vorba de decesele în rândul nou-născuților. Cauzele acestei situații triste sunt multiple, dar cea mai însemnată o reprezintă lipsa prevenției în rândul viitoarelor mămici.
România ocupă un loc fruntaș, adică anul trecut a fost 7,2%, cred eu. Și mortalitatea cea mai mare, să spunem, este cea neonatală în cea mai mare parte a țării. Eu sunt un om fericit pentru că eu am o mortalitate de 0,3-0,2 la mie, ceea ce zic eu că mă încadrez foarte bine în mortalitatea din Europa și poate s-ar fi putut și mai bine. Din păcate, există malformații incompatibile cu viața care nu sunt diagnosticate intrauterin pentru că acea gravidă n-a ajuns niciodată la un medic și sigur există și prematurii extrem de mici, acei sau foarte, foarte mici, acei copii sub 800 de grame care fac o serie de complicații și uneori putem să-i pierdem. Dar, din păcate, ceea ce nu se face, nu se face prevenție la toate nivelele, nu numai la nivelul obstetricii. Deci, urmărirea gravidei în țara românească este deficitară. Dacă o gravidă nu merge niciodată la medic pe parcursul sarcinii, nici măcar la medicul de familie, și vine și naște un copil prematur, efectiv nu ai ce să-i faci. Poate că trebuie schimbată puțin politica aceasta de urmărire a gravidei de către medicul de familie, care are un rol extraordinar de important. Eu mă aduc aminte când făceam medicină dispensar rural, știam în fiecare casă unde există gravidă. Sigur, poate că faptul că eram trași la răspundere dacă nu știam, era un lucru bun. Nu sunt o persoană care... Mi-a plăcut comunismul că n-aveam cum, pentru că am și suferit în familie din cauza acestui lucru, dar au fost și lucruri bune care au dispărut, adică urmărirea gravidei, urmărirea copilului după externare. Deci în momentul când ajungea un copil în comunitate, tu trebuia să-l vezi a doua zi, nu după 2-3 luni. Mai ales un copil prematur care are niște nevoi speciale. Este foarte greu. Deci, cred eu că și sărăcia și condițiile socioeconomice din partea aceasta a țării sunt factori importanți de mortalitate. Din păcate, infecțiile intraspitalicești reprezintă în continuare o problemă în clinicile din România, iar pentru nou-născuți, ele reprezintă o problemă de viață și de moarte. Ceea ce trebuie să știm este că nou-născutul și mai ales nou-născutul prematur, a cărui imunitate nu există și pe care facem o serie de proceduri de diagnostic și tratament, are cel mai mare risc de infecție. Și că, din păcate, uneori aceste infecții pot să ducă la deces, pentru că sunt extrem de agresive. Nenorocirea pentru această perioadă este că aceste infecții sunt date de germeni care sunt rezistenți la antibiotice. Germeni care uneori sunt saprofiți ai tegumentului, de exemplu Staphylococcus epidermidis. Da, este un germene saprofit. Din păcate, acest germene a ajuns să fie rezistent la antibiotice. Și sigur că pot exista asemenea episoade infecțioase, fie prin supraaglomerare, în general acest lucru se întâmplă, fie prin supraaglomerare, fie prin neurmărirea corectă, să zicem, a lucrurilor care ți se întâmplă în secție. Pentru Maria Stamatin, faptul că a ajutat atâția oameni reprezintă cea mai mare mulțumire, chiar dacă asta însemna să-și sacrifice viața personală și să petreacă foarte puțin timp alături de familie.